Stimați miri, Petrică și Elisabeta, stimate familii Hrebenciuc și Conțac, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, mulțumim Domnului de Harul pe care îl avem astăzi, ca și frați și surori, ca și națiune, să auzim glasul mirelui și al miresei. Frații noștri ucrainieni ar dori să aibă momente festive ca acestea, dar din nefericire țara lor este în conflict, este în război și dincolo de dorința lor de a face pace, nu pot face nimic. E un har pe care îl avem din partea Domnului să auzim glasul lui Miri, lui Petrica și a Miresei Elisabeta. Slăvit să fie Domnul! Amin. Nu știu de ce natura umană este făcută în așa fel încât abia când nu mai are anumite lucruri, le vede la adevărata valoare. Nu știu de ce, după ce cineva din familie noastră pleacă la oarecare distanță sau chiar dispare definitiv, ne dăm seama ce valoare a avut. Nu știu de ce... Apreciem pacea și liniștea doar în momentul când nu le mai avem. Câtă vreme avem sănătate, mai ales tinerii, mănâncă orice, fac oricum. Când a dispărut sănătatea, uite ce bine a fost. Dar nu mai e. De aceea Sfânta Scriptură ne învață la momente de genul acesta să apreciem ceea ce avem. Să ne bucurăm de ceea ce avem. Câtă vreme avem, Doamne ajută! Apreciez cuvântul care ne-a fost adus prin fratele Paul, care e cam speria pe cei doi, dar sper să-și revină. Gânduri frumoase și deosebite care pregătesc viața de familie în adevăratul ei context. Pentru că, așa după cum și Dumnealui spunea, foarte mulți pleacă la viața de familie și încercăm să o facem până la momentul ăsta cu flori, cu costume, cu totul, să fie bine, cum, cumva ținându-le ascuns ce va urma cu adevărat. Însă viața de familie are provocările ei. Noi nu căsătorim aici îngeri. Îngerii sunt perfecți. Noi căsătorim oameni cu slăbiciuni, chiar dacă ei pozează perfecți, cum am pozat și noi. Pentru că căsătorim oameni cu imperfecțiuni, ei trebuie să fie conștient că se vor izbi de aceste imperfecțiuni, pe care le fiecare dintre noi le știm, suntem conștienți, unele dintre ele ies abia după căsătorie. Așa, după cum vă spuneam și altă dată, când i a adus lui Michelangelo, un celebru sculptor și pictor italian, i-au adus o bucată de marmură așa, colegii lui l-au întrebat și prietenii lui, ce i să faci din bolovanul ăsta? Și el a spus, am să fac o statuie, statuia lui David. Și a început să umble cu dălțile pe lângă bolovanul ăla, a început să îndepărteze surplusul și a făcut o statuie numită statuia lui David, care este admirată acum la Roma. A dat-o cu șmic, el tot frumos, așa? Și a ieșit statuia aceea la care ăștia plătesc o grama de bani numai să o vadă. Dar la început a fost un bolovan. Pe lângă biserică, căsătoria este un mod al lui Dumnezeu de a lucra la desăvârșirea noastră. Și atunci când intrăm în căsătorie, intrăm ca niște bolovani, permiteți-mi expresia, cu imperfecțiunile noastre care sunt acolo, grămadă așa. Și soția are la îndemână dăltițe și soțul are și el o trusă bună. Și apoi începe de la discuția despre covor, despre orez în ciorbă, începe discuția. Toate discuțiile astea sunt niște delți, niște delți. Faptul că Paul spunea ceea ce într-adevăr așa este, că nu s-a pus orez, după aceea i s-a pus ca să aibă, sunt delți folosite. Îți dă-ți folosite special pentru a îndepărta surplusul. Dar ele se întâmplă în fiecare familie. Se întâmplă. Chiar dacă nu mergem să prezentăm la ziara a doua zi. De ele se întâmplă acolo. Lucrurile acelea ne arată limitările noastre și dorința noastră de a ne îndrepta. Dar vrem, nu vrem, acele încep să se dea la o parte. Și în noi nu apare o sculptură a unui David neînsuflețit. Ce Scriptura spune că Dumnezeu a așezat în biserică apostoli, proroci, învățători, evangeliști, pentru desăvârșirea Sfinților, până vom crește cu toți la statura plinătății Lui, când soția vine și îți spune ceva, nu vrea să te facă ca ea, cu toate că noi așa credem, vrea să ne facă ca Hristos, slăvit să fie Domnul. Când soțul îți spune ceva, că un anumit lucru trebuie să îndreptat, nu îți spune lucrul acesta pentru ca să te facă ca el, ci dorește să te aducă la statura plinătății lui Hristos. Din nefericire, Există situații tensionate care se gândesc la alte lucruri din pricina faptului că rămân original ca la început. După 20 de ani de căsătorie, el sau ea e tot originală. Nu învață să spună, te rog frumos să mă Cu toate că e unul dintre cele mai grele cuvinte dispus în căsătorie. Să se blochează și gâtul, efectiv. Când trebuie să spui lucruri. Și știi că tu ești vinovat. Dar să se blochează. Ei, căsătoria te ajută să-l spui mai lejer. Dumnezeu să mi dea lumină. Mi-a plăcut de Paul că își mărturisea stările lui, slăbiciunile lui și e, spune Biblia că e bine să-ți mărturisești păcatele tale, dar să nu le mărturisești pe altora. Noi toți bărbații eram supărați că le mărturisea și pe a noastră. Că noi toți știm că suntem în aceeași poziție ca și el. Dar e, spune Biblia, apără-ți dar nu da taina altuia pe față. A noastră a fost dată pe față. Suntem încăpățânați, intrăm în familie cu anumite reminescențe, cu anumite stări, la fel, soțiile noastre intră în familie cu anumite stări și familia este locul în care apar acele tensiuni care, dacă nu suntem atenți să le luăm ca din partea lui Dumnezeu și să le gestionăm cu ajutorul Duhului Sfânt, produc la niște conflicte care provoacă apoi tragedii. Și când o casă se prăbușește, se prăbușește și peste altele. Tata și mama nu sunt fericiți. Rudele nu se bucură când aud că a izbucnit un conflict acolo biserica încearcă să gestioneze cât se poate. De aceea, primul lucru pe care aș vrea să-l spun lui Petrică și lui Isabeta este continuat să mențineți o relație bună cu Domnul Isus Hristos. Amen. Știu că aveți legământ cu El. Și în baza legământului ați fost călăuziți unul spre celălalt. În mod cert aveți confirmări că sunteți unul pentru celălalt. Așa după cum vă spunea Paul, aveți dreptul să alegeți și ați ales, dar alegerea voastră este consfințită astăzi de cuvântul lui Dumnezeu, de rugăciune pe care frații slujitori o vor intona înainte și o vor aduce înaintea Domnului ca să fiți binecuvântați și să aveți parte de îndurarea Domnului. Însă este foarte important personal să dezvoltați relația aceasta cu Hristos. Veți vedea foarte multe aspecte care vă vor deranja. Și vă rog pentru primii ani de căsătorie, Uitați-vă ce îi place celuilalt și încercați să repetați. Și uitați-vă ce îi displace sau ce îl irită și nu le faceți lucrurile respective. Nu încercați să-l șicanați cu lucrurile acestea. Pentru că provocați tensiuni inutile de care nu aveți parte, cel puțin în primii ani. Că mai târziu o să râdeți de situația asta și de stările astea, dar cel puțin în primii ani. Obișnuiți-vă să vedeți ce îi place și ce nu îi place, ce îl irită și ce anume îi aduce bucurie. Încercați să repetați lucrurile care aduc bucurie, care aduc satisfacție, care aduc împlinire în familia dumneavoastră și foarte important. Însă, inevitabil, veți ajunge la momentul în care veți constata că ați apăsat pe butonul roșu. Când apare un conflict, când celălalt s-ar putea să merite hrană rece, când celălalt s-ar putea să merite să nu mi vorbește o zi întreagă, în momentul respectiv, nu trebuie să te întrebi ce vrea respectivul. Ce ar trebui să-i faci respectivului? Cum ar trebui să te răzbuni sau să reacționezi la o jicnire sau la o ofensă? Ce ar trebui să te întrebi ce vrea Domnul tău pentru familia voastră? De aceea e important să ai această relație cu Domnul. De aceea e important să întreb Doamne, m-a jicnit. Doamne, a spus un cuvânt care mi-a provocat o rană, dar Tu ce dorești acum? Pentru că dacă nu ești atent, s-ar putea să stragi seva și învățăturile din altă parte. Se vorbea foarte frumos la timpul de rugăciune despre Duhul minții noastre, pe care trebuie să-L înarmăm, să ne-L încingem. Și încingătoarea vine prin cuvântul Evangheliei. Ce ne învață Dumnezeu prin Scripturi? Ce anume spune Dumnezeu prin cuvântul Lui? Spre ce anume ne îndreaptă Duhul lui Dumnezeu? Și dacă suntem atenți la domeniul acesta, vom constata că de foarte multe ori, când celălalt ne-a deranjat, Domnul vine și spune, și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos. Așa iertați-vă și voi. Multă vreme n-am știut lucrul ăsta, dar am auzit la un alt păstor care spunea, fraților, eu nu mai caut în familie dreptatea, ci caut doar pacea cele mai multe scandaluri și certuri este pentru că am avut dreptate. Dar la ce ți ajută că ai avut dreptate dacă e tensiune? Eu nu mai caut dreptate. De foarte multă vreme. Caut doar lucrurile care duc la pace. Pentru că cu dreptate rămâi flământ. Cu dreptatea ești în tensiune. Cu dreptatea ajungi la divorț. Și cu dreptatea și divorțezi. Dar la ce ți ajută când nu mai ești în voia Domnului și singurul lucru care îți rămâne să zâmbești singur așa undeva într-un pustiu, măcar am avut dreptate. Iubiții mei, pacea e mai importantă în familie. Căutați pacea și spune Biblia și sfințirea. Însă e foarte important în zona aceea de pace, când e pace în familie, poți să vii la celălalt și să îndrepți anumite lucruri cu temere și cu învățătura Domnului. De aceea este important, consolidați relația voastră personală cu Dumnezeu. E foarte importantă rugăciunea, pentru că și bărbatul, și soția recunosc că depinde de el. Și își dau seama că există o pârghie când bărbatul nu se mai roagă. Oare cine mai are putere asupra lui? În afară de colegii de muncă și prietenii pe care are el. Când un bărbat se roagă, când o soție se roagă, dovedește că dincolo de ceea ce se întâmplă în familie, el are o autoritate în fața căreia vine, o autoritate care știe totul, care poate totul, care are miliarde de îngeri gata să-i pună la îndemâna celor ce cer ca El să le dea. Slăvit să fie Domnul! Amin. Câte vreme rugăciunea lipsește, vrem să spunem că ne descurcăm pe propriu. Vrem să spunem că suntem destul de deștepți pentru a face anumite lucruri. Ori de foarte multe ori mă uit adică la David, o rugăciune foarte frumoasă pe care o face David, Omul lui Dumnezeu, după inima lui Dumnezeu, venea și spunea într-unul din lipsami, psalmul 139, Doamne, vezi pe ce cale sunt. Tata, eu sunt convins că sunt pe alea bună. O fi eu convins, dar până la toată urma nu eu verific, ci cer cuiva care vede și viitorul și trecutul, și îmi citește și gândurile pe care eu nu le pot exprima prin cuvinte. Doamne, vezi pe ce cale sunt și te rog, du pe calea veșniciei. Ca soți și ca soții avem datoria să facem asemenea rugăciuni. Pentru că ne repetăm în continuu, eu am dreptate, eu am dreptate și la un moment dat și credem că avem dreptate. Și mergem câteodată în încăpățânarea noastră cu dreptatea cu care ne-am convins pe noi înșine că o avem. Însă autoritatea nu-i ce repetăm noi și ce credem noi. Autoritatea este, Doamne, vezi pe ce cale sunt și te rog, nu mă lăsa, dumă pe cale veșniciei. Amin. Când ai atitudinea asta depins de Creator, depins de înțelepciunea Lui, și așează în viața ta oamenii potriviți la momentul potrivit, ca să te călăuzească spre o viață de familie împlinită. Al doilea principiu pe care vreau să-l subliniez, pe lângă primul, dezvoltați o relație personală cu Domnul, este lipiți-vă unul de celălalt. Sfânta Scriptură spunea în ziua de astăzi prin celălalt text citit și cei doi se vor face un singur trup. De aceea vă lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Lucrul acesta continuă și învățătura Domnului Isus Hristos și a apostolilor care vorbeau de unitatea aceasta de nezdruncinat pe care o face Dumnezeu între cei doi, Sensul, vă repet ceea ce dumneavoastră știți, sensul lipirii din Geneza este a două col de hârtie lipite cu clei între ele. Și după ce le lași 24 de ore, după ce le-ai lipit și le-ai lăsat 24 de ore, poți să chemi orice specialist, orice pastor, orice proroc. Va reuși vreodată să dezlepească cele două col de hârtie? Singurul lucru care va reuși totuși, dacă se străduiește, este să le rupă. De aceea o bucată din celălalt rămâne în tine. De aceea, din punct de vedere psihologic, oamenii care conciliază pe cei ce au trecut prin trauma aceasta și prin starea asta a lumii decadente, a divorțului, constată că o bucată din el a rămas acolo. Se constată cu stupoare că cea de-a doua sau cel de-al doilea seamănă izbitor cu primul. Se constată lucrul acesta. De ce? Pentru că o bucată rămâne acolo. Dacă sunt implicați și copii, tragedia e cu atât mai mare, pentru că foiile acelea lipite nu se pot dezlipi. De aceea Biblia spune ce au împreunat Dumnezeu în modul ăsta, omul să nu se bage, că singurul lucru pe care îl reușește este să distrugă. De aceea avem ce avem în lumea noastră de astăzi, pentru că s-au găsit experți să distrugă. Și mulți dintre ei sunt din mediu evanghelic, chiar. Oribiții mei, a te lipi de celălalt, Presupune să-ți dai seama de legătura pe care a făcut-o Dumnezeu și că nu există drum de întoarcere. Toate textele biblice vorbesc foarte clar de ceea ce înseamnă divorțul, de părerea lui Dumnezeu despre lucrul acesta și drum de întoarcere nu este. Dar cât este de bine să privești lucrurile acestea. Așa, după cum vă spunea Paul, a spus niște lucruri concrete, niște visuri pe care ni le făcem și dacă visurile nu sunt împlinite, dacă nu mâncăm la restaurant în fiecare zi și nu dormim pe la hotel sau suntem numai în excursie și numai în concediu, considerăm că viața de căsnicie nu e cea pe care ne-am visat-o. Iubiții mei, tineri și tinere, ridicați-vă ștacheta acolo unde trebuiește. Aveți păreri cumpătate despre viitorul dumneavoastră. Gândiți-vă că trăiți pe pământ, că noi n-am ajuns în țara aia unde morminte nu sunt, unde spitale nu sunt, unde rege este Isus Hristos. Noi suntem încă în teste, în lumea aceasta în care trebuie să facem față provocărilor. Și de multe ori provocările sunt destul de dure. Și de aceea, în doi, e mult mai ușor de dus. Te-a așezat Dumnezeu în lumea aceasta și trebuie să te lipești de soția ta și de soțul tău. Și dacă ai avut visuri și planuri dinainte, Coboară, aterizează, uite-te la ceea ce se poate face și în sfințenie, în pace și în curăție, du-ți mântuirea până la capăt, Doamne ajută! Că nu vei trece din hotel în hotel, că nu vei mânca numai la restaurant și câteodată vei mânca mămăligă cu ceapă, că așa a, a fost la momentul respectiv. Nu e asta, nu o problemă. Problema este să-ți păstrezi mărturia și unitatea. Au fost mâncăruri bune pe care le-ai mâncat. Ți-a plăcut ciocolata de firmă pe care ți-a dat-o cineva cu un gust foarte fin, dar azi mai ții minte cum a fost ciocolata aia? Fă bună, da? S-a dus. Pentru că sunt cu trecătoare. Dar dacă ai rămas împreună cu soțul sau soția, se vede? Dacă ți-ai crescut copiii în cinste, se vede? Nu contează ce ai mâncat până acum. Nu contează că te-ai îmbrăcat cu haine mai, mai vechi. Nu contează. Contează momentul actual, că sunt lucruri care te ajută să pășești în viitor. Ori împreună lipit cu celălalt, Poți face lucrul acesta. Gândește-te la aspectul acesta. Gândește-te că pleci pe un drum unde ești lipit și nu mai ai loc de întors. Ori trăim într-o societate în care foarte mulți tineri nu alocă timp acestui moment. Ei cred că se pot întâlni undeva la un ceai, la o cafea, discută așa, rămân uimiți de felul în care cineva s a, s -a aranjat din punctul ăsta de vedere, dar nu-i cunosc lăuntru. Nu insistă prea mult. Și să trezesc la un moment dat într-o lipire pe care nu mai pot da înapoi. În care specialiștii vin în prejur. Dacă vrei, noi te putem ajuta. Da, dar pe cheltuiala ta, că îți rup o relație, îți rupe sufletul. Te distrug, efectiv. De ce? Pentru că n-ai știut dinainte să calculezi lucrurile? De aceea, înainte de căsătorie, e important postul, de-aia e importantă rugăciunea, de-aia e important sfatul părinților, de e important să mai spui, frate, păstorul, te vorbesc cu fata cu tare, vorbesc cu băiatul cu tare, vă rog să mă ajutați în rugăciune. E foarte important. Lucrurile nu se fac la plesneală așa. Am prins-o, să l-am prins pe ăsta, am dat lovitura și la un moment dat nu știi cum să scăp de lovitură. Oribiții mei, lucrurile acestea le trăim. De aceea în cadrul bisericilor noastre, la asemenea slujbe, vorbim celor care se pregătesc să se căsătorească. Calculați lucrurile, punețele, că nu-i două foi, le-ai pus lângă una, lângă cealaltă, sunt în același caiet, desfaci caietul, ai scos foaia, o bagi în dosar. Nu, e vorba de o lipire pe care nimeni dintre oameni nu mai are dreptul să dezlipească, decât Dumnezeu și într-un singur mod. Oribiții mei, de aceea trebuie să ținem cont de lucrurile acestea. Se va lipi, conștientizați lucrul acesta. Lipirea aceasta mai presupune ceva, frații mei. De la un anumit timp în căsătorie, știi că ești lipit de celălalt, dar la un moment dat te gândești așa în prejurul tău, soțul cu timpul îmbătrânește, soția și ea apar riduri la un moment dat, soțul mai sforă în noaptea, soția câteodată uită să pună sare în supă sau în, în ciorbă, sunt situații așa care apar. Și la un moment dat, pentru că ai problema rezolvată și ești lipit de cineva, începe așa la nivel de gând, nu? Că toate păcatele mari nu pleacă la nivel fapte, pleacă la nivel de gând. Când tu în mintea ta ești necredincios soției sau soțului tău, îți imaginezi ce era dacă mă căsătoream cu cutare. Și o așa pe câmpie, așa singur într-un col, zâmbești la stâlp, așa știu, ce era dacă, ce era azi așa, mâine așa, în imaginația ta. Și asta în foarte multe familii apare, mai ales după ce apare un conflict. După ce cei doi s-au certat de la o anumită problemă. Apare așa dintr-o dată. El crezând că e numai el în lumea lui. Ea crezând că e numai ea în lumea ei. Însă Dumnezeu îi acuză pe evrei că erau necredincioși soțiilor din tineret în mintea lor. De acolo pleacă infidelitatea. Din momentul acela pleacă. De aceea e foarte important într-o lume în care toți suntem atacați. Cum? Cu aceeași soție de 20 de ani? Cu același soț de 30 de ani? Dar nu te-ai și dacă nu ești atent și nu-ți încingi coapsele minții tale, începi să spui, "O să știi că și ăștia au dreptate. Dar eu știu că m-am cam plictisit, că am știu ce vrea, că am știu ce dorește, că am știu ce gândește. Nu-i ajunge cuvântul pe limbă și eu cam bănuiesc și vrea să spună? La un moment dat. De ce? Pentru că ajungi să-l cunoști pe celălalt foarte bine. Și dacă nu ești atent, pleci și în mediul nostru evanghelic nu vorbim de fapte. Că de foarte multe ori plecăm de lângă soția sau soțul cu care avem legământ plecăm spre o altă aventură imaginară cu altcineva. Ăla nici nu știe, sau ea, nici nu știe că eu sunt plecat cu apreciez grozavă în mintea mea. Dar nici lângă el sau ea nu trăiesc cum trebuie, nici unde ar vrea eu să ajung nu pot ajunge. Și la un moment dat niște frustrați așa, în familie, nervoși toată ziua, niște frustrați. De ce? Pentru că el în familie nu-i cum trebuie, unde eu vreau să ajungă, n-are voie să ajungă. Și asta se întâmplă la nivel Familiar, stimați mei. De aceea există acea criză, numită criza maturității, când bărbați, în lumea asta, la 45 de ani, 50 de ani, dar aplare și la bărbați și la femei, să nu, și noi, din punct de vedere biologic, trăim lucrul ăsta, este criza maturității. Când el are soția, copiii crescuți și la un moment dat îl vezi pe cel din lume, mai ales când are o situație financiară bună, mai ales când stă bine, la un moment dat își lasă soția, cu care trăise 30 de ani, 20 și ceva de ani, își lasă soția și ea pe alta mai tânără. Și merge reporter și spune, domnul senator, domnul primar, domnul formator de opinie, că ești la un moment dat un model, pentru copiii tăi cel puțin. Cum de s-a întâmplat lucrul ăsta? Și spune, domnule, m-am îndrăgostit. Asta e problema. M-am îndrăgostit, dar nu din nevastă, de altcineva. Și reporterii de obicei spun bietul de el, uite, o dat și peste el dragostea. Nu, po nu, a putut să o ocolească, a venit peste și asta e situația. Știți că mentalitatea asta pătrunde și la noi? De aceea e foarte important când trece momentul ăsta din drăgostire pe care Petrică și Elisabeta l au acum. Când se uită în ochiul unui celuilalt. Când, de, când, trece momentul ăsta și când vă obișnuiți cu familia, focalizați-vă unul pe celălalt. Adică, domnule, sunt femei mai frumoase, dar eu stau mă uit la tine. Sunt bărbați mai frumoși, mai grozavi, dar eu mă uit la tine, domnule. Tu e singurul cu care am legământ. Tu ești cel mai scump. Tu ești cel mai grozav. Complimentele astea le faceți în familie. Că de foarte multe ori complimentăm. La un moment dat ne oprește o polițistă. Doamna polițistă, ce bine vă stă chipiul. Și așa mai departe. Și cu tare și soție lângă tine și spune, dar trebuie să-mi iau și eu chipiul ca să fiu apreciată? Pentru că uităm. Chestia asta nu mai facem. Noi considerăm că ne-am văzut sași în căruță, problema e rezolvată. Cum spunea un păstor, dar cine mai aruncă momial la pește dacă l -o prins? Nu mai, aia a fost pentru moment, situația de momeală. Ori la momentul actual, ca să poți întreține familia ta, să rămâi uimit de bucuriile pe care ți le dă, focalizează. Uită-te, să vedeți când sunteți undeva și la mie mi se întâmplă, soția mă întreabă, mai văzut unii? Sigur că da. N-am început predică, pentru nu văd unde -i. Câteodată, v-am spus și altă dată, ajung într-o biserică unde pe mine mă duci direct la un vonc, trebuie să predic, pe urc undeva la curigu. Nu pot să, că nu știe că e nevastră. O oamenii de ordine acolo, băi, caută în sală, la surori, mă, uit într-o nu o văd, nu o văd. Ea spune, te-am văzut că mă căutai, vine să mă ridic la hotărâri, să spun că mă hotărăs. De ce? Pentru că o caut, ea mă caută. Nu pentru că nu sunt surori frumoase, să scumpe în biserică. Domnul să le binecuvinteze. de uit după a mea, cu a mea am legământ. Piau o focalizez, pia o laud, ei aduc complimente și a face la fel cu mine. unde mă duc, vreau să vin acasă la mine. Pentru că acolo găsesc tot ce îmi trebuie. Mă simt regi în cetatea mea. Știți că soții dumneavoastră, stimați surori, doresc același lucru? Să te zgârșiți, nu-i așa? Las că știi el că iubesc. I-am greșit, dar bănuiești că o să-mi ceri iertare peste 100 de ani, nu? Ori, stimați-mei, nu merge așa. Lucrurile acestea trebuie să aduse acolo, focalizat acolo, pus acolo. Că altfel, mintea ta e atacată din diferite direcții. Dintr-o dată să găsesc vorbe, oameni, duhuri care vin și spun, uite cu tare, parcă în adunare mai gale și la tine. Te-au văzut mai deosebit, te-au văzut mai cu tare. Numai bine ai făcut ceva în adunare. Băi, dar ce bine ai cântat tu, și dintr-o dată stai, băi, de lângă mine nevastă mai nu observă când bine. Uite că sora asta mă apreciază grozav. Grozav. Și dacă nu ești atent, și dacă nu-ți încingi coapsele minții tale, și dacă nu stai lipit acolo, cel puțin la nivel imaginar, începe să se manifeste necredincioșia. Ori, iubiții mei, noi și în domeniul ăsta trebuie să fim atenți. Doamne ajută! Rămâneți credincioși în toate aspectele considerați și întăriți legătura voastră în familie. Ultimul aspect pe care îl spun eu de obicei atunci când discut de principii pe lângă dezvoltarea unei relații personale cu Isus Hristos, când vorbești cu ei, când ai stare de vorbă, când te raportezi corect la celălalt prin Isus Hristos, în al doilea rând, lipești, te lipești de celălalt, caută să fii implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu are pentru poporul său niște lucruri deosebite numite daruri spirituale, daruri de cunoștință, daruri de putere, dar toate darurile acestea nu sunt date pentru mine ca să slujesc soției, nici soție ca să slujească mie cu toate că aș vrea dar de cunoștință să știu ce gândește. Soția mai, mai ales ar dori să știe ce gândesc lor și dacă ar avea un dar de de cunoștință, bine ar mai prinde. Din punctul. Eu aș vrea să știu ce gândești tu. Știu. Știu că lucrul ăsta e foarte valabil pentru noi toți. Dar darurile acestea de cunoștință și de putere Dumnezeu le dă bisericii. Le dă bisericii. Când lucrezi în poporul lui Dumnezeu, când te pui la dispoziția Domnului, când stăruiești în rugăciune, când cauți fața Domnului, Dumnezeu îți dă anumite descoperiri. Pentru poporul Domnului și implicit din poporul Domnului dă anumite descoperiri pentru casa ta. Dar dacă tu nu te implici în lucrarea lui Dumnezeu, dacă tu nu slujești altora, cum ai putea să cer de la Dumnezeu să-ți dea? Există foarte mulți oameni care le place sistemul acesta, domnule, dau telefon, mă duc acum la rugăciune, nu mă mai vede nimeni la rugăciune, nici marța, nici ceva, dar eu mă duc acum în eu porția mea, meu, cuvântul meu, nu iubitul meu. Fii foarte atent la lucrul ăsta. Tu slujești altora într-un fel și ceilalți slujești într-un fel căci cunoaștem în parte, prorocim în parte și Dumnezeu să ne ajute să fim găsiți că din cioși peste lucru un credințat nouă, Doamne ajută. Pentru că așa se zidește biserica. Caută să slujești Domnului cu darul tău. Și slujim Domnului cu cântare, și slujind Domnului la om, ca om de ordine, și slujim Domnului cu îndemn, și slujim Domnului cu predică, și slujind Domnului în misiune, și slujind Domnului cu banul tău, și slujind Domnului acolo unde a pus Dumnezeu. Dumnezeu va avea grijă să-ți dea descoperire de care ai nevoie. Va avea grijă cumva să-ți dea un vis și o vedenie. Va avea grijă de familia ta, va avea grijă de copiii tăi, pentru că ești implicat în lucrarea Domnului. Oamenii care au crezut că sunt buni și au spus, eu am nevoie de biserică, să cânte cine vrea, să slujească cine vrea. Eu cresc cu copiii. Când au crescut copiii, după cum se spunea, ei sunt atacabili, mai ales adolescență și tineri în ziua de astăzi. Eu când am fost ca ei, n-am fost așa atacat, cum sunt ei astăzi. Bun, cum reziști tu cu înțelepciunea ta să-l poți pe copilul tău proteja? n cum. N-ai cum, când domeniul spiritual n-ai cum. Bun, ce, ce autoritate chem să te ajute în momentul respectiv? Pe Dumnezeu, dar Dumnezeu spune, cei mai scumpi oameni pe care i-am în lume e biserica mea. Și tu până acum ți-ai bătut joc de biserica mea. Te-am dat un dar să slujești, efectiv n-ai vrut să slujești bisericii mele. Și acum vrei ca eu să-ți familia ta. Ce faci într-o asemenea situație, domnul meu și doamna mea? Fratele meu și sora mea? Ce faci acum? Cine te scapă pe tine de acolo? Dar cum sunt oameni ca Petrică și Elisabeta, se pun la îndemâna Domnului. Fraților, cu ce se poate? Dacă trebuie șofer, îți șofer. Dacă trebuie să cântăm, cântăm cât putem. Dacă trebuie să mergem la repetiție, mergem la repetiție. Dacă trebuie să facem ce putem noi. În ziua când îi depășește pe ei orice problemă, când asalturile celui rău vin asupra lor și a copiilor lor, în momentul ăsta oamenii ăștia se pleacă pe genunchi și spun, Doamne, aduți aminte. Aduți aminte când mergeam la minus 25 de grade. Aduți aminte când am avut pan în drum plecând de lucrare. Aduți aminte când timp ce cineva râdea de mine, am continuat să vin la repetiție. Aduți aminte când plăteam bonă să stea cu copiii două ore, că eu să fiu la repetiție. Și m-au ținut dirijorul două ore jumătate, că nu și armonia. Aduți aminte. Și în momentul ăla vine Dumnezeu și spune, mă ocup eu. Mă ocup eu am ajuns ca și slujitor cu atâtea relații pe care le-am, când am fost în situații când nu puteam nici eu, nici soția, nici prietenii mei să rezolv problema respectivă. Singurul lucru care l-am putut face atunci, ca un om, ca să vă spun așa, fără nicio putere, eram ca o coajă de nucă pe un ocean. Și în ziua aceea am spus, Doamne, totul mă depășește. Eu nu mă pot ajuta pe mine. Prietenii mei nu mă pot ajuta. Nu contează cu cine vorbesc. Nimeni nu mă poate ajuta decât tu. Te rog frumos, acum e momentul să mă ajut. N-am terminat rugăciunea și Dumnezeu a rezolvat simplu problema. Slăviți să fie Domnul! Dar ai curaj, ai îndrăzneală câtă vreme ai slujit Domnului. Dar dacă n-ai slujit Domnului, dacă nu mai râzi de ea care au slujit, dacă nu te-ai implicat cu nimic, ai dorit numai bine cuvântările, când vine ziua încercării, iubitul meu, vei constata cu stupoare Că dincolo de oamenii pe care îi păcălim noi, ca părinți, ca pastori, ca proroci, ca oameni limitați, există omul, unul care nu se lasă să fie înșelat. Că ce seamănă omul, aceea va se cera. Și atenție, vrei să schimbi ogorul? Dar Dumnezeu spune, nu. Ai semănat asta, asta culegi și cu bonus. Peste. Culegi să ai. Vrem să-i luăm de acolo. Vrem să-i ducem de acolo. Nimile de ei, dar Domnul vine și spune, stai acolo. Este un text biblic care spune în felul următor, el îmi întinze masa în fața potrivnișilor mei. Știi ce greu e să mănânci la o asemenea masă? Deci Dumnezeu îți întinde masa, îți pune pe masă cele mai bune băcate, îți spune poftă bună și îi lasă pe potrivnici tăi în picioare și le umblă așa de foame. Și tu îi spui, Doamne, dar aș vrea să le dau și lor. Nu, nu, tu acum stai la masă. Poftă bună și nu mă fă pe mine că sunt nedrept, că ei ce-o semănat, aceea se ceră. Lucrurile astea le văd în vață, frații mei. Le constat. Câteodată n-aș vrea să mănânc, dar stăpânul spune, mănâncă, că-i vremea de stat la masă. Când stăteau ei la masă și rădeau din nevasta și de copiii tăi, i-am răbdat. Acum e ziua ospățului pentru tine. Stimați mei, sunt lucruri pe care vreau să vi le prezint foarte clar. Și aș vrea să mă opresc aici. Primul principiu pe care îl spun lui Petrică și lui Elisabeta și prin recoșeu nouă tuturor, continuați să dezvoltați relația cu Isus Hristos. Veți constata că în voi și în noi veți găsi slăbiciuni. Toți. Vrem să facem bine, nu este totdeauna bine. Mai ales în familie, sunteți aproape. Aveți ocazia să fiți în conflict mai mult decât cu toți ceilalți oameni. Vedeți, vin oameni, oaspeți, prieteni de noștri din Australia. Vin, intră în casă cu papuci ca la ei, cu noroi pe picioare, pe parchetul nostru. Răbdăm când două, stăm și duc înapoi, slăviți fie Domnul. Și am rezolvat. Dar ce faci cu ăla care țintă cu bocanci în sufletul tău în fiecare zi? De aceea stările de conflict apar imediat. În continuu apar acolo. Și trebuie să știi la cine te raportezi, că dacă te raportezi la ea sau la el, în momentul respectiv, s-ar putea să ai o reacție nepotrivită și așa mai scăpăm câteodată. Cuvinte, atitudini, de aceea e bună rugăciunea, Doamne, ce trebuie să fac? Și vine Domnul și spune, rabdă, mai rabdă. Multe soții și-au câștigat soții așa. Mulți soți și-au câștigat soțiile așa. De aceea spunea scriptura în textul din ziua de astăzi, dacă există un soț care n-ascultă cuvântul cu că mare, adică Evanghelia. Adică are inima atât de împetrită. Nu e vorba de un soț pocăit încăpățânat. E vorba de un împotrivitor Evangheliei. Soțiile au o pârghie. Nu vorba multă, ci să-l câștige prin putarea lor. Doamne ajută! Amen. Pentru că ele se raportează nu la cât e el de sucit și de încălcit, ci se raportează că Dumnezeu îi spune să și-l câștige. Ea e în misiune în momentul respectiv. Știți că și în familiile creștine trebuie să știm că suntem în misiune câteodată? Ei sunt deranjați, ele sunt deranjate. Când te raportezi la Domnul, gândește altfel. Apoi, lipiți-vă unul de celălalt. A te lipi de celălalt înseamnă a pune pe planul 2 toate celelalte relații. Știu că părinții dezvoltă o relație bună cu copiii și normal, dar momentul acesta este cel ce oprește orice altă relație. Legământul este între ei doi. Eu obișnuiesc să mai spun câteodată și spun și la că această căsătorie. Există băieți care au relații și prietenie și apropiați cu alți băieți și care îi spune, băi, Petrică, când tu te căsătorești. Să vii și nou să ne spui cum e prima noapte, a doua, cum e, ce anume, ce discutați voi, să, care dintre noi se căsătorește primul să spună și un fel de legământ între ei. Există și între fete legământ de genul ăsta. E bine, legământul pe care îl facem astăzi anulează toate celelalte legamente. Pentru că nu ești dator să spui nimănui nimic, nici deci la mama, nici deci la tata, la fel Isabeta, nu ai datoare să spui la nimic. Legământul e între voi doi, Doamne ajută! Multi multe probleme îmi pleacă în viața de credință din cauza unor asemenea legăminte pe care ei n-au știut, băi, s-au anulat alea. Băi, și cum au fost? Nu pot să spun. Păstorul a... ați fost la căsătorie la mine? Da. Mi-au spus că s-au anulează și Data s-a anulat. Rămâne numai legământul cu Domnul și legământul între voi doi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu trebuie să povestiți la nimeni, indiferent cât e de curios cineva, de viața voastră intimă, de felul în care cheltuiți voi banii, de părerile voastre. Asta este o problemă a voastră personală. Dumnezeu să vă întărească. Lipiți-vă unul ce pe celălalt, căutați-vă locul în lucrare ca să aveți parte din durarea Domnului. Amin.